Bun găsit, prieteni! Eu sunt Cornel, ne aflăm la ProEnerg și astăzi o să vedem cum configurăm modulul CMM366A4G. Ce date trebuie să introducem în el pentru ca acesta să poată să transmită date către serverul de cloud pe care noi îl vom accesa apoi cu un laptop sau cu ajutorul telefonului mobil, cu aplicația instalată, să vedem datele din generatorul nostru, să-i putem da start, stop și așa mai departe. În prima fază, deschideți un browser web. Cred că am spus și în filmul trecut. Mergeți aici smart gen.kn, iar în dreptul modulului CMM366A4G îl dați click acolo și la data download descărcați acest software. Da, îi dați descărcare, el se va descărca, îl dezarhivați și la sfârșit o să vă alegeți cu un fișier, asta este arhiva, apoi îl dezarhivați și vă veți alege cu cele două fișiere. Asta nu ne interesează, asta îl executați, el se instalează pe calculator și la sfârșit va rezulta această iconiță CMM5 și așa mai departe. Deschidem softul. Din momentul ăsta, singurul lucru care mai trebuie făcut ar fi să vă legați cu un cablu USB de imprimantă între laptop și panoul instalat pe generator CMM366A4G, acest comunicator de la SmartGen. Moment în care calculatorul va găsi acea interfață de comunicare și va întoarce un mesaj aici, found new, ceva, va spune ceva de genul ăsta. Am găsit o nouă interfață, descarc setările din el, ar fi întrebarea pe care o întoarce sistemul și la fereastra asta vă sugerez să răspundeți cu da. În momentul ăsta, din CMM366A4G vor veni înspre aplicația asta de aici datele care sunt default instalate de producător în interfață. Datele alea sunt exact această adresă de URL, portul, acest security code și încă câteva date pe care o să le găsim de-a lungul setărilor. Bun, după ce acestea s-au descărcat, le validăm și mergem prima dată aici, pe tabul modul. Tabul modul este tabul părinte al celorlalte. Apoi coborâm în gateway, unde găsim aici un tab unde scrie site name. Vă sugerez să scrieți un nume generic care definește locația în care este instalat generatorul nostru. Să zicem casa de vacanță. Da? Sau depozit sau depozitul de mai nu știu ce sau parcul de panouri solare sau locul în care este instalat această interfață pe generatorul nostru. De ce? Pentru că în cazul în care aveți mai multe generatoare în locații diferite, toate dotate sau mai multe din ele dotate cu această interfață, dumneavoastră trebuie să faceți cumva diferența între ce date citesc eu. Poate vreau să citesc datele din casa de vacanță ca să știu despre el sau poate din vila de la munte sau poate din vila de la mare sau mai știu eu ce sau din sat, situl de panouri solare din Tâncăbești, ca exemplu. Deci aici dați un nume generic care să sugereze locul unde este generatorul, da? Nu ca foarte multe litere așa, dar limitați-vă la câte sunt aici. Mai departe, la celelalte trei taburi nu avem nevoie să umblăm, mergem mai departe în IP. Acest IP înseamnă să definim adresa de IP a interfeței, nu avem noi treabă aici pentru că noi ne jucăm cu interfața 4G. Mergem pe GPS, unde nici aici nu avem de bifat nimic, pentru că dacă bifăm putem să edităm manual locația în care va funcționa generatorul, dar dacă lăsăm de bifat, oricum își va trage automat locația în funcție de sateliții GPS, își va trage automat locația. Deci aici vă sugerez să lăsați de bifat. În cloud, aici avem mai multe setări de făcut, dar nu vă speriați că toate sunt simple. Debugger name, aici să zicem îmi scriu eu numele Ionescu, Georgescu, Popescu, cine a instalat acest
această interfață pe generator. Eu tot la fel un nume generic. Ionescu, poftim. Nu ne interesează caractere mari, caractere mici, nu facem gramatica. Aici este cel mai important, după părerea mea, cel mai important lucru de care trebuie să aveți nevoie și la care să fiți atenți. Aici se introduce numărul cartelei GSM din interfața CMM3664G. Aici trebuie să introducem acel număr de telefon sub forma plus 407 și mai departe numerele care aparțin acelei cartele. Apoi data de instalare, să zicem, vom pune data de 17.05.2021, punem data de instalare. Puteți sau nu să puneți, e maleabilă interfața și nu ține neapărat cont dacă e ziua de azi sau ziua de mâine sau ziua de ieri. Nu are nicio importanță strategică. Ethernet set aici nu umblăm, link set nu umblăm, nu avem de ce. La time zone mai avem o dată de umblat în care trebuie să mergem în sus să dăm ora noastră. Și mergem aici la plus 2 ore, Atena, București, Istanbul, să validăm acest time zone în memoria controlorului. Numărul ăsta de cartele este foarte important pentru că acest număr de telefon va trimite datele din panoul generatorului noastră către cloud server și tot această cartelă, acest număr de telefon va primi instrucțiuni prin cloud server de la telefonul noastră sau de la laptop, va primi instrucțiuni pe care să le transmită apoi panoului pe generatoarele noastre Stagger. Avem interfețele HGM 4010N, 4020N în cazul în care generatorul este trifazat și mai putem avea panoul mai micuț HGM 1790. În funcție de ce panou aveți noastră, puteți să puneți, noi o să punem acum HGM 4020, să presupunem. Apoi, în următorul tab, din nou, nu avem nici aici de ce să umblăm, pentru că ar fi o suprascriere a datelor de aici, de la GPS. Nu avem de ce să umblăm, nu ne interesează, oricum valorile astea și le va lua automat în momentul în care va vedea sateliții interfața. Mergem mai departe, deci încă o dată, aici un nume generic, aici mare atenție la numărul cartelei, instalare, data de instalare poate fi ziua de instalare, în momentul în care v-ați pus noastră cartela în generator, să știți probabil de la ce dată să începe facturarea. Apoi mergem la input. La input avem cele două intrări digitale de pe interfața CMM366 și anume input 1 și input 2, care în mod normal primul este nefolosit, a doua este folosită ca lampă de test, adică dacă punem pinul input 2 la masă, se vor aprinde pe cele 8 LED-uri de pe panou pentru a indica faptul că ele sunt funcționale. Dar putem să facem control remote inhibited. Asta înseamnă că din panoul, din interfața instalată pe telefonul mobil, vom putea să vedem datele din generator, să-i citim orele de funcționare, nivelurile de combustibil, ulei și așa mai departe, temperaturi și în funcție de panou datele respective, dar nu vom putea să îi dăm start-stop, pentru că cu ajutorul acestui remote control inhibit, noi putem să invalidăm acea funcție. Aici avem două variabile la activate type. El poate fi un circuit închis să se activeze, adică sunt două contacte deschise care la momentul închiderii celor două contacte să activeze acea funcție sau viceversa, ele pot fi puse să fie contacte în permanență închise care în momentul în care se deschid activează acea funcție. În cazul nostru, remote control inhibit, dar poate fi acces alarm input, fire alarm input, alarm input, o simplă alarmă, restul setărilor fiind rezervate de către fabricant și nu avem noi treabă acolo. La fire alarm, la acces alarm input, să zicem, putem să punem un întrerupător la ușa care ne oferă acces către generator pentru a semnala faptul că cineva a deschis ușa spre generator și nu era cazul. Sau senzorul de alarmă de foc poate să inițieze o alarmă în interfață și pe care noi să o putem vedea de pe telefonul mobil. Diverse alte funcții. Acestea pot fi întârziate cu un timp cuprins între 0 și 20 de secunde maximum.
de aici, din tabul de delay. Și cam asta a fost cu input-ul. Input-ul este absolut identic și la fel. Tot la fel putem să avem aceleași variabile. Avem aceleași variabile și la activate type, normal deschis sau normal închis, și același timp de întârziere, între 0 și 20 de secunde. Și cam asta a fost cu tabul de input. Acum avem tabul de output, care se referă la acel releu instalat pe interfață și care poate și el, la rândul său, să facă câteva comenzi. Și anume, în mod default este neutilizat, pe poziția 1 activează intrarea 1, pe poziția 2 activează intrarea 2 în mod digital, adică o inhibe sau dezinhibă. În 3 ne indică faptul că pe protocolul, pe conectorul serial prin protocol RS485 s-a întâmplat o eroare și o poate comunica, sau poate că am avut o eroare pe rețea, sau poate că am avut o comunicare pe portul de link, nu e cazul nostru, sau RS232, iar nu e cazul nostru. Sau o alarmă comună, sau Remote Control Output, ca el, panoul, să genereze comanda de start către generator, în cazul în care, să zicem, generatorul este dotat și cu un preîncălzitor sau cu alte elemente care trebuie să pornească înainte ca generatorul să primească comanda de start. În cazul ăsta putea fi un preîncălzitor de aer, de combustibil și așa mai departe. Pentru asta avem acest Remote Control Output. În rest, toate setările astea sunt rezervate fabricantului. La Activate Type avem aceleași două variabile ca la input, adică output normal deschis, și în momentul în care se întâmplă această alarmă, contactul se deschide sau el în mod firesc este normal închis și se deschide în momentul acestui eveniment. Cam astea sunt setările pe care le avem de făcut. Apoi, în modul monitoring, doar verificăm ce am făcut mai devreme, și anume, dacă antenele sunt puse la vedere și există semnal, atunci cu siguranță, în cât timp dumneavoastră ați făcut aceste setări, el deja a văzut sateliții și deja și-a luat poziție, și aici va afișa numărul de sateliți vizibili în locația unde aveți instalat generatorul, longitudine și latitudinea, poziția geografică a generatorului. Apoi aici avem altitudinea, hardware version și software version. Va întoarce versiunile hard și soft ale interfeței noastre CMM366A. Issue date este exact data pe care am scris-o mai devreme în interfață. Modul time este ceasul intern al modulului. Apoi avem aici, iarăși în stânga, cele două intrări digitale și ieșirea, stările celor trei porturi. La modul ID, aici scriem frumos e-mail-ul care apare pe interfață. El oricum o să-l trag automat în momentul în care faceți legătura de aici, în interfață, îl va atrage automat aici e-mail-ul, acel număr unic al modulului. La final, nu uitați să dați Write Config, ori de aici din tabul ăsta, ori din Connection și Write Config, ori dacă vă e mai simplu, Ctrl+W, ca valorile pe care noi le-am introdus mai devreme să fie înscrise, trimise către această interfață. Vă întreabă dacă sunteți siguri că datele sunt corecte, validați Yes. Apoi, aici undeva în partea stângă jos, va apare o bandă verde care se va umple cu verde, care indică procesul de scriere a datelor de aici către modul. Și la sfârșit apare OK, data write successfully, validați, închideți programelul și în câteva minute deja ar trebui ca datele pe care le culege interfața CMM366A4G din panoul generatorului nostru să fie vizibile în aplicația de pe telefonul mobil sau de pe laptop, pe care noi o putem accesa prin intermediul laptopului. De aici, din Cloud Monitoring Platform, de aici, și eventual vă sugerez să vă faceți un shortcut în browserul pe care îl folosiți cel mai des, pentru a vă fi mai ușor să ajungeți la el, da? Adică doar faceți click aici și iată că
deja sunteți în panoul ăsta. Cum vă spuneam și în filmul trecut, vă sugerez să vă înregistrați cu V-Code și nu password login. E mai complicată procedura, nu că nu merge. Merge foarte bine, dar e mai alambicată. Da? Sau V-Code, vă puneți aici numărul telefonului mobil de pe care trimiteți, numărul noastră de telefon mobil de pe care faceți controlul generatorului, da? Deci nu numărul de cartelă din interfață, ci numărul noastră de telefon, apoi aici scrieți image verification, cifrele care apar aici, sunt niște coduri care, de securitate care se schimbă în permanență, iar pe numărul de telefon sub formă de SMS sau pe adresa de e-mail scris aici, va veni un cod de verificare pe care îl veți introduce aici, după care dați login și de aici treburile se întâmplă așa cum vă explicam în filmarea trecută cu prezentarea, montarea și testul interfeței CMM366A. Prieteni, cam asta a fost tot cu setările acestei interfeții. Eu zic că nu e complicat și vă urez mult succes!